numește Vania? Ivan. Ion. Da. Ionel. Dar pe tine cum? Andrei. Andrei. Andrei în românește, dar pe Ion. Tine? Cum? Ion. Vania. Ionel. Vania. Așa, dar pe tine cum te cheamă? Viremina. Cum? Viremina. Aha, foarte bine. Da. Dar în ce limbă învățați voi? Limba română, învățăm și engleză și ucraineană. Dar care mai tare limbă vă place? Limbă! E matematică! Nu, dar din limbă, care mai tare vă place? Ucraineană! Dar româna nu vă place? Nu! Dar nu e limba voastră? Limba noastră! Cântă cucubatele vina, de s-aude în Bucovina, măi, măi. Cântă cum îi spune slova, se laudă și Moldova, măi, măi. Cântă cucun legea sa, se laudă Dobrogea, măi, măi. Vasile Tărățanu, îl cunoaștem ca scriitor român, așa cred că la limba și la literatura română, nu numai cred, dar sunt convinsă că ați învățat lucrări de lui Vasile Tărățanu și cred că domnul Vasile Tărățanu, pe oaspeții care v-au venit, îi prezintă singur. Mulțumesc, doamne directoare, dragi, aș spune acum fete și frecări. Suntem acum mărișori, toți de acum cu cel de ochi, unii la alții, așa-i? Hai, pune-ți la tine, așa-i. Mai pune-ți piede și la piede, așa, întâmplător, ca să-i atragi atenția. Așa-i vârsta, vă sunteți la o vârstă extraordinar de frumoasă. O vârstă când toată lumea e a voastră. E vârsta primilor fiori de dragoste, e vârsta când în fața noastră se deschid toate drumurile și dă Doamne ca aceste drumuri să vă ducă pe o cale frumoasă, pașnică, liniștită, plină de bucurii, de sănătate, de noroc, de fericire și de ce nu, de iubire, de iubiri frumoase între voi și părinți, între voi când veți prima și copiii voștri, între voi și consătenii și rudele și prietenii voștri. E vârsta cea mai frumoasă. Noi, cu părere rău, am ieșit din ea de acum și privim cu nostalgie la voi și încercăm să ne aducem și noi aminte cum eram noi când eram de vârsta voastră. Ce sentimente nutream în sufletele noastre, ce gânduri ne frământau, ce planuri ne făceam pentru viitor, care să meargă mai departe să învețe, alții vreau ofițeri, alții să meargă profesori, alții medici, alții ingineri și tot așa. Și e bine că e așa în lumea asta, că totul într-un fel se repetă. Poate că în momentul pe care l-am trăit noi, când eram de vârsta voastră, în unii privinți era mai ușor, în altele, cu mult mai greu, fiindcă nu era libertatea aceasta de acum care, de care vă bucurați voi, dar nu era nici aerul acesta poluat, nici apa poluată, nici multe alte lucruri care sunt deosebit de grele și rele acum pentru aceste ani. Iată războiul care are loc în Ucraina. Atâția tineri au murit acolo și din cauza aceasta și viața noastră devine tot mai rea și lumea se înrăiește. Sunt lucruri extraordinare acum pe care trăiți voi. Și frumoase, dar și poate că unele dintre însele urâte. Pentru că a dispărut acel respect care era între oameni, acea dragoste, acel comportament într-un fel așa mai... Hai la țară să mai păstrate aceste sentimente și aceste relații între oameni, cu parcă o mică rușine, pentru că și biserica spune lor și școala. Și pe când sunt mai ales la oraș, tineretul cam se... Mă iertați, dar în multe cazuri se cam destrăbălează și lucrul acesta nu duce spre bine. E bine, dar nu o să vă citim o,
lecție și de politică sau ceva, noi am venit de partea Centrului Cultural Român, Eudoxiu Vânozachim. Există la Cernuț o asemenea organizație nouă, de un an de zile. Deschiderea și inaugurarea acestui centru a avut loc la 10 mai anul trecut, în Cernuț, pe strada, fosta stradă domnească, apoi strada Iancu Flondor, acum e strada Olga Cobălească, una, o scriitoare ucraineană care nu prea s-a remarcat tare decât printr-o lucrare a ei Pământul și prin faptul că a întâmpinat armata sovietică, în ghilimele eliberatoare, a Bucovinii de sub jugul cotropitorilor români. Care cotropitori? Nu pot să fii cotropitor omul care e gospodar, e stăpân și e în casa lui. Nu poate fi considerat cotropitor. Precum nici părinții voștri nu sunt ocupați ai satului acesta frumos, unde am avut un prieten, un coleg, dacă nu mă înșel, păcat a murit foarte de tânăr și poet era tânăr, Teodor Neborac, de la voi din sat. Era lucrat la Zorbe Bucovine, apoi la Ziarul Bun, nu mai știți, a murit mult înainte, probabil, de a vă naște voi. Nu, și am venit din partea acestui centru, aducându-vă la școală, de ce știu, doamne directoare, că și ne-ați spune, dar oricum, bani pentru cărți, școala dumneavoastră nu știu când a primit ultima dată și doar poate că i-a ajuns acele bănuți și doar pentru manuale și pentru niște cărți obligatorii acolo la ucraineană sau la alte obiecte. Când noi am hotărât să vă aducem aici un lot de carte, carte absolut toată nouă, primită de la București, din partea Institutului Eudoxiu Vânozachim, al românilor de pretutindeni, care prin intermediul nostru, a centrului nostru cultural Eudoxiu Vânozachim, face această donație către biblioteca satului și a școlii dumneavoastră. Și atunci când aveți timp liber să luați aceste cărți, să le însfăiți, sunt foarte multe povești și principalul, aveți acolo două cărți care vor fi, cred că, servi ca manual la limba și literatura română, 10, poate și sute de ani înainte, Doamne, nu mă ajută și păstrează această școală statutul ei de cupredare a obiectelor în limba română, cum a fost de la înființare, așa să fie și în continuare în vecii vecilor. Iată că acele sunt două volume acolo, editate de către Academia Română, este Dicționarul Literaturii Române, până la această oră, până în 2014, de fapt. Și acolo veți găsi și mulți dintre scriitorii noștri bucovineni, de până la război, după război și câțiva dintre cei care suntem contemporani. Orice rău să avem câțiva scriitori pe care cred că voi ați auzit de ei, de Mircea Lutic, de Ilie Tudor Zegrea, de Simeon Gociu, de Vasile Tărățanu. De Vasile Tărățanu, poate au auzit, poate nu. Și mai sunt și alții tineri, Ungureanu, Gheorghe și Dumitru Mintenco, Doinița Bojescu, tineri scriitoare, acum primită în membrii Uniunii Scriitorilor, este redactor șef al ziarului Concordia, o publicație în limba română, ca și Zorii Bucovini, ca și Libertatea Cuvântului. Sunt aceste ziare unde puteți să întâlni și Zorii Bucovini, unde puteți să întâlni pe mulți dintre scriitorii noștri bucovinieni, dar și acei oameni care nu sunt membri al scriitorilor, dar care și ei scriu din când în când câte o poezie, că știți ce este un cântec, că nu e un om să nu fi scris măcar o dată, măcar o dată o poezie în viața lui. Este un cântec așa frumos și, într-adevăr, la vârsta voastră, cred eu, dragi fete și plăcăiași de acum, scrieți și voi, cred că băieții vă scrieți numai decât niște poezii așa de dragoste, două strofe, două, sau voi. E vârsta asta frumoasă, cel mai frumoasă sentimente și când tânărul încearcă să-și exprime sentimentele pe care le trăiește în această viață. Descoperă lumea, descoperă prietenii și sunt lucruri extraordinar frumoase și literatura în felul ei chiar îl frumusețează pe fiecare om tânăr. V-aș și putea citi mai multe poezii, dar vreau să vă aduc doar un singur lucru, să vă atrag atenția asupra importanței limbii române.
Noi nu avem dreptul și este un mare păcat acei părinți care, crezând că o să-și deschidă drum liber în fața copiilor lor, care să ajungă miniștri, că dacă învață în ucraineană, greșesc. Pentru că poți să ajungi ministru dacă cunoști, ai cunoștințe profunde. Poți să ajungi ministru, clar, dacă ai mulți bani și corupi pe cineva. Dar lucrul acesta nu-i face nimăruia cinstei niciunui om care ajunge pe nemerit într-un loc de conducere în țara asta. Pentru că nu e normal un om care să nu fie bine pregătit să nu aibă profunde cunoștințe în domeniile în care activează și să obțină un loc de conducere. De aceea poți să obții un loc de conducere numai având cunoștințe profunde. Iar cunoștințele profunde, dar mai văd acum de grabă absolviți școala, se pot obține numai în limba ta maternă. Pentru că tu nu pierzi atunci energia, mintea, ca să însușești o limbă și paralel și cunoștințele profunde. După ce ai însușit și cunoști bine limba maternă și începi să studiezi în ea materia, la putare sau tare obiect, o însușești mai ușor decât să o însușești într-o limbă. Fie ea rusă, fie ucraineană, fie chineză, fie tătară sau altă limbă. Este limba ta maternă, în care fiecare om ucrainean se simte foarte confortabil în limba lui. Rusul se simte foarte confortabil în limba lui rusă, în limba lui Pușkin. Ucraineanul în limba lui Tarasevcen. Noi, românii, moldovenii, dacă vreți, spuneți sau spuneți și basarabeni, că tot același lucru, tot una suntem, același sânge curge prin vinile noastre, nu avem limba noastră. Limba noastră cea română. Sau, când spunea Matei, și limba noastră, comoară în adâncuri înfundată, încerat de piatră rară, pe moșie revărsată. Iată moșia noastră, aceasta e moșia noastră, moșia limbii noastre. Și acel care își pierde limba maternă sau renunță la ea, devine mai sărac. El devine ca un copil orfan, ca și-a pierdut părinții. Pentru că numai limba maternă se poate da putere. Numai limba maternă te poate apăra, așa cum te apără credința noastră strămoșească de fiecare din noi. Și apoi nu cântător a spus ceva. Fiecare neam cu limba lui. Dragi copii, e bine să cunoaștem cât mai multe limbi. Cu cât mai multe limbi cunoști, atât ești mai bogat, mai frumos. Știi mai multe, e ușor, te poți descurca cu mai multe lume. Dar acum foarte multe din părțile noastre îi ajută mai degrabă decât ucrainenii ajută limba italiană. Câte lume lucrează, cu câte mame sau bărbați plecat la muncă în Italia, în Spania, în Portugalia, în Germania sau în alte țări unde își câștigă bucată de pâine. De unde vă cumpără vouă, de bănuții și-a câștigat acolo cu greu, nu ușor, vă cumpără niște hăinuțe frumoase ca să fiți la modă, să fiți iată. Deci toate limbile sunt frumoase, dar numai una e a noastră maternă. Cum numai o femeie din lumea asta este mama voastră, cum numai un tată, un bărbat din lumea asta este tatăl vostru. Așa și pentru noi, limba noastră maternă este absolut totul pentru noi. Și aer, și apă, și pâine, și mijlocul cel mai frumos de a comunica cu toți care sunt cu noi de un neam. Este extraordinar de bine și suntem fericiți că avem o limbă atât de frumoasă și bogată, în care au scris scriitori precum sunt Mihai Eminescu, George Coșbuc, Ion Creangă, Vasile Alexandrii și atâția și atâția alții. Dragii copii, dragii mei, cel care își trădează limba sa maternă devine un trădător. Și nici Dumnezeu nu poate, nu va ținea cu el. Dumnezeu ține când tu respecti neamul tău, limba ta, credința ta și mai sușești și altora. Și cunoști mai multe. E foarte bine să cunoașteți limba noastră maternă română, foarte bine să învățați în ea, apoi să cunoașteți limba de stat, cetățenii statului căruia noi suntem, Ucraina, din 40 încoace. Că până la 40 ați fost cu toții părinții voștri cetățeni ai statului român. Și să cunoaștem și o limbă străină. Voi studiați franceză sau germană sau engleză?
Franceta. Tot o limbă foarte frumoasă, o limbă din neamul nostru de limbi. Franceta, italiană, spaniolă, noi suntem dintr-un neam de limbi. Și ne înțelegem mai ușor decât, zicem, cu chinezii sau cu japonezii. Deci avem un neam mare, limba română are, de limbi, de circulație europeană, universală. Și deci, asta am vrut să vă rog, dragii mei, păstrați limba maternă, păstrați legăturile cu strămoșii voștri, cu bunicii, cu străbunicii care au vorbit în această limbă, cu părinții voștri. Trecând la altă limbă, tu te străinezi de toți ai tăi, de tot neamul tău. Iată, dar vedeți cum voștri, nu repet, e foarte bine să nu credeți că plebezi împotriva celorlalte limbi. Dar întâi, în limba ta maternică, întrânsa, poți deveni om bine cunoscut, om bine pregătit și după aceea, adică însuși în cealaltă limbi, devii mai bogat, mai, cu un orizont mai mare de deschidere către întreaga lume. Vă doresc să fiți copii bune ai limbii române, să fiți flăcăii și fetele limbii române frumoase. Apoi să fiți tarții, bunicii, care la rândul vostru veți educa copiii în această dragoste pentru limba maternă. Ca legătură de mor și părinți, pe un pas de suferință se derulează drama. O, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Mai multe boli odată în trupul ei dau iama. O, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Fâșii din trupul ei taie durerele cu lama. O, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Cum de pe frunte îi cade neputincios năframă, o, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Cum de pe frunte îi cade neputincios năframă, o, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Îngrijorător se zbate în gol cardiograma, o, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Încă de vreme clipa ce-ar impune-o vama. O, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Când se răsune-i gata în clopotea ramă, o, Doamne, numai Tu o poți salva pe mama. Dragii mei, sunteți fericiți că vă trăiesc mamele voastre. Sunteți fericiți atât cât îți trăiește feciorul, cât îți trăiește mama și tata, cât îți trăiesc bunicii, între voi și moarte stau zidurile, ca zid de apărare stau ei, pentru că părinții voștri sunt gata să-și dea viața pentru voi. Pentru voi îi trăiesc ca să fiți de toate, ca să fiți fericiți, să fiți sănătoși. Păstrați, nu-i supărați adeseori, pentru că nu merită, ei se trebuie să vedeți tot ce am mai bun vouă. Și e bine și pentru ei, vă dați seama, eu știu eu și eu am 4 copilași. De acum cel mai mare numai e în viață, iar ceilalți 3 sunt și toți au făcut și facultatea. Și e o bucurie pentru mine când îi văd mari, când văd că reușesc în viață. Așa și părinții voștri se bucură când vă văd că voi veniți la școală cu note bune, că știți să învățați lucruri bune aici, că aveți un comportament frumos, că veți ajunge niște oameni mari, maturi, frumoși, cu respectați în această localitate și în întreaga noastră bucătărie. Să vă oastră un exemplu unui om care, datorită limbii române, limbii părinților, a ajuns de la profesorul școlii din Voloca, raionul Voloca, de unde sunt original, în la postul de vicepreședinte administrației regionale de stat. Unde 5 oameni conduceau regiunea Cernăuți, dintre care președintele
administrației regionale, domnul Bauer, neamț, de naționalitate, eu, român, și trei ucraineni. Apare întrebarea, datorită la două lucruri. Prima. Că la ce studii n-am fost, ce studii n-am terminat, am terminat școala din Voloca, drept că atunci noi învățam limba moldovenească, însă părinții m-au învățat limba română. Și numai datorită faptului că am cunoscut la perfecție limba mea, română, datorită dorinței și cărții, am studiat la perfecție limba rusă. Atunci așa era timpul, era Uniunea Sovietică, limba de stat era limba rusă. Și necătând la cei pentru a învăța o limbă, trebuie două lucruri. Dorința, asta e 90%. Și a doua, mediu lingvist înconjurător. Necătând la cei că în Voloca nu a fost, nu și nu va fi niciodată alt mediu lingvist în afară de română, datorită cărții, că am citit foarte mult. Că atunci asta singură era sursă de a însuși alte limbi străine. Atunci nu era nici audio, audio, video și alte posibilități tehnice pe care le vedeți voi astăzi. Cunoașterea limbii rusă mi-a dat posibilitatea și termen Universitatea de Stat de Cernăuți, Facultatea Filologică, limba rusă. Și datorită cunoașterii limbii ruse la perfecție, care era limba de stat, și a limbii române, am fost invitat în postul de profesor la raion, în raionul Hliboca. Întâi la Comitetul Raional Comsomol, așa era atunci o organizație. Mai târziu, mai mult de 10 ani am fost inspector și inspector general, inspectorul șef a inspectoratul raionului Hliboc, unde erau două raioni, Hliboca și Herța. 110 instituții școlare, 1500 de învățători și profesori. După ce am fost invitat la postul de primul adjunct șeful direcției regionale învățământului a regiunii Cernăuți. Și acolo am fost nevoit să învăț limba română, să învăț limba ucraineană. Și mai mult decât atât. Am terminat facultatea juridică a Universității din Cernăuți în limba ucraineană. Când eram vicepreședinte Administrației regionale de stat exista atunci și acum există așa numită Euro-regiunea Prutul de Sus, unde fac parte regiunea Cernăuți, județele Suceava-Botoșan din România, județul Bălți din Moldova, județe din Germania, Austria și Franța. Ținând seama că eu cunoșteam limba română, limba rusă, limba ucraineană, nu mă vindeau franceze, de multe ori am îndeplinit funcția de secretar a conducerii acestei euroregiuni Prutul de Sus. Și avem conversații cu oamenii conduși dintre aceste regiuni, dintre aceste șase țări pe care v-am numit. Omul care nu cunoaște limba părintească, niciodată, repet, niciodată nu va cunoaște limba străină.
Raionul Hliboca sunt câteva sate românești unde au fost deschise școli ucrainene cu venirea Uniunii Sovietice pe teritoriul Bucovinei. Asta e Molodia, Florovia, Ceahor, Corceșama. Fiind șeful Direcției Raionale Învățământul, fără doar spate, deseori am controlat nivelul de cunoștință acestor școli și am ajuns la o concluzie că absolvenții acestor școli nu cunoșteau nici limba română, erau români, nici limba ucraineană și nici limba rusă. Pentru că strămoșul nostru, Nikita Călin, după terminarea Academiei formate de Petru Movila în Kiev, a fost invitat de Biserica Bucovineană pe teritoriul Bucovinei ocupată de Austria. Fiind că mulți preoți de pe acest teren au fugit în Moldova cu frica că și-or pierde limba, nația și religia. Vor fi catolizați. Și atunci strămoșul nostru, după terminarea acestei academii, a fost invitat în Bucovina ca preot. Și cu venirea Austro-Ungarii pe acest teritoriu, bisericile, preoții, au început a îndeplini funcțiile de organe civile, de organe de stat care duceau ca alți cărturari practic în sat nu erau, mulți sat nu erau școli. Înscriau nașterea, moartea, cununia, populații pe teritoriul unde el era preot. Însă cu mic nuanță. Ținând seama că Biserica Bucovineană a fost luată de sub conducerea Bisericii Moldovei și transmisă Bisericii din Serbia, care era un stat în formația Austro-Ungară. Preoții au primit indicații ca la familie românești și le adauge sufixi ici, ovici. Slavoni, cum erau serbi. Așa la familia Nikita a fost adăugat sufixul ovici și am devenit Nikitovici. Un exemplu că limba poate deveni un subiect politic. Așa că când citesc așa documente, ziarul Молодой Буковинець, data de 14 aprilie anul curent, scrie: Чернівцях безкоштовно вчат румунської, польської, німецької. Чи не вас лімба романа чинов? Українці. Українці. Що інтересує пару întrebare așa. De ce ucrainene vreau să învețe limba română? Nu-i clar de ce, ca să primească pașapoarte române și devine europene. Și noi refuzăm de limba noastră. Nicătână aceea, și știți la mine, că e exemplul pe care l-am dus eu, că dacă cineva vă spune dumneavoastră că nu trebuie să știți limba ucraineană, știți că el ori e prost de naștere, ori e provocator. Fiindcă numai datorită cunoașterii limbii române, puteți însuși limba ucraineană. Și datorită cunoașterii limbii ucrainene, paralel cu limba română, puteți ocupa posturi, fiindcă voi știți, aveți prioritate față chiar de ucraineni. Puteți cunoaște limba lor, limba ucraineană, limba de stat, și ei tot cunosc.
Cunoașteți limba franceză și ei însușesc limba franceză sau engleză. Însă voi cunoașteți și limba română, pe care ei nu o cunosc. Și când merge vorba... Și care de acum e limba europeană română. Da. Care când merge vorba ca să aleagă un specialist la un post, fără doar și poate prioritate vreo ce avea acela care cunoaște limba populației care trăiește pe teritoriul Bucovinei, teritoriul regiunii Cernăuți. Eu vă doresc succes și vă ajute Dumnezeu în toate cele bune și vă aperi de cele răi, remezi de tot ce e răi. Felicitările mele cu Sfintele Paște care se apropie. Cele bune și sădune. Domnul Arcadie Moisei a fost și el învățând limba română în sat, la, aici, în departe de Nouă-Sulița, a ajuns să fie al treilea om în regiunea noastră, fiind secretarul Consiliului Regional Cernăuți, unde toți se lucrau 100 și cât doi deputați erau noi sau 4. Și Dumnezeu era secretarul întregii noastre comuniuni a Consiliului Regional. Și în același timp un om care cunoaște foarte bine istoria noastră, un și turist amator extraordinar, conduce câteva cercuri de călători și de cunoaștere a ținutului nostru bucovinean. Și multe alte lucruri interesante, un om deosebit interesant, domnul Arcadie Moisei, și care vă poate spune și el foarte multe lucruri folositoare, care vă pot prinde fiecare dintre voi în viață. N-a s-a dormit în viață. Eu nu mult. Eu tot sunt din raionul Nosulță, eu sunt la Tărăsăuță. Am lucrat acum 29 de ani, în stor și direct în școli, am fost la Stărinești. Și de atâta pot vorbi cu voi mai concret. Voi despre Cotileu ați auzit? Da! Ați fost vădată să ascultați cum vorbesc oamenii și ea? Da! Spune-mi! Măi, Ioane! Dă o piatră postavit pod colesopul căruța idiot na vară. Așa că deja cu ei spondovim, majoritatea, dar școala ucraineană, așa. O, bude snig, bă vorona cu ibăriu. Ca să nu ajungem și noi să vorbim așa, dar noi cam înclinăm și noi, că vă plăcești Sfietul, da? Și la stanovcă, și dă-i scolăști. Asta tot noi știm. Să nu înclinăm și noi așa, ar trebui să fim mai atenți și să ne păstrăm limba noastră. Limba noastră cea română. Limba noastră care e o comoară. Și vreau să vă spun că limba noastră are o vechime mare în istoria Europei. Sunt unii chiar spun că... Nu, noi nu-i susținem, dar sunt care spun că limba dacilor, limba noastră, e mai veche decât limba romanilor. Și romanii de la noi s-au învățat, nu noi de la noi. Dar aia sunt versiuni așa interesante. Dar învățații noi spun că limba noastră s-a creat în felul următor. Erau dacii care trăiau în teritoriul unde noi astăzi locuim, care vorbeau, aveau limba lor. De la dânși nouă nu mai rămas cuvinte și astăzi. Brânză, varză, bază, mânz, brad, astea totul de la daci. Okay. Iar apoi, în secolul II, era noastră, au venit romanii. Era Imperiul Roman, putere, voie să învățat la școală, la istorie, care era cel mai puternic atunci în fața Pământului și a reușit să contrapească daci. Dacia lui Decebalus, pe care tot asta văd. Și acesta a fost al doilea element al limbii noastre. S-au amestecat, ei aici au domnit mai mult de 150 de ani și limba asta s-a impus de asemenea. Și aveam alt element, noi suntem din limbile romanice. Noi așa ca italienii, așa ca francezii, ca spanioli, ca portughezii, limbile acestea sunt foarte apropiate. Italiana cea mai apropiată. Da? Multe femei din Răchitna știu limba ucraineană la perfecție, dar și de multe. Și noi așa de greu am zis, știu că dacă stai așa atent să asculti limba italiană,
mult tare înțelegi. E mai aproape decât limba franceză care o studiem noi la școală. Franceza e mai răsucită, apoi mai întotdeauna, dar italiana e mai simplu și dacă stai atent și asculți. O singură condiție, domnule, dacă vorbesc lent, da. Eu fost de câteva ori în Italia, da, eu să vorbesc direct, adică nu poți înțelege nimic. Da. Dacă vorbesc lent, 80% înțelegi. Da. Deci acesta a fost al doilea element al limbii noastre și al treilea element a venit în secolul 5-6, când peste teritoriul unde trăiau strămoșii noștri, au venit slavi. S-au așezat aici. Și ei, acei care au rămas aici, au fost asimilați. Și au început a vorbi pe urmă tot în limba română și au rămas la noi un proverb din timpul vecelor. Papa rus, mama rus, dar Ivan Moldova. Da, s-au dat aici și au lăsat limba că trăiau cu oameni. Restul slavi s-au dus mai spre sud, au trecut Dunărea, s-au așezat în Bulgaria, în Serbia și în alte țări din Balcan. Dar noi ne-am ales așa cu o limbă foarte interesantă, foarte bogată, îmbogățită de trei elemente. Ia, și ea s-a dezvoltat mai departe până a ajuns la vestiții noștri cronicari, așa cum Grigore Urechi, Miron Costin, Neculce, Cantimir, deci s-a auzit numele astea, da? Și pe urmă s-au mai dezvoltat până au ajuns în timpul lui Eminescu, Alexandrie și alți scriitori, poeți vestiți, care au perfecționat limba asta, au făcut-o frumoasă. Nu, și ea a ajuns până astăzi, limba noastră. Un lucru s-a modificat, desigur, în părțile noastre s-au mai rusificat, în părțile României s-au mai simplificat, dar în orice caz ce avem acolo. Acum, recitme. Dacă în toate satele din jur școli au apărut la sfârșitul secolului XIX, în recitme numai nu apărea școală și gata. Este iată în arhiva de stat, este o corespondență mare de ani de zile, se cerea școala în Rechitna și numai să nu se construia. Până am ajuns la anul 1914. Da, pe urmă, chiar în timpul primului război mondial, îmi trăgea vorba. Îmi pare că așa, după cum țin mic, eu îmi pare că prin 1918, în sfârșit, a apărut o școală construită cu două clase, cu șlocuinți pentru învățători, care au apărut aici. Iată așa, dar totuși, necătând că rușii ne-au rusificat, deci din 1812 până în 1918, ținutul nostru și cărăsuțul meu și rechetul de voastre au fost Imperiul Rus și ne rusificau, dar n-am pierdut limba, cum înainte n-am pierdut în timpul turcilor, căci până rușii erau turci. Noi trăim atunci în Raiava Cotin, nu ne spuneam moldovi, dar numai turcii cominceau. Și nu ne-am turcit, strămoșii noștri, nu s-au dat să turcească, nu s-au dat să rusifice. Pe urmă au venit românii și s-au întărit limba noastră, pe urmă a venit puterea sovietică după acel de-al doilea război mondial și ne-au spus că suntem moldoveni, ne-au spus că limba e moldovenească, dar în orice caz ne-au lăsat și o studiam normal limba în școli, iată și noi toți aici și profesorii dumneavoastră mă gândesc că am învățat toți în timp sovietic, când învățam în limba moldovenească, care e limba română, dar așa a fost reținită, și nu ne-am rusificat, deoarece noi limba rusă ne începeau a învăța din clasa 5. Atunci când noi ne-am știut bine limba maternă și pe baza ei studiam limba rusă. Și toți am știut limba rusă. Și am învățat Carla Cernăuț, Carla Chiev, Carla Kamenets-Podolsk, Carla Bălț, Lăcișumea, adică n-am avut probleme. Problema era dacă vrei să înveți, nu vrei să înveți. Așa la Lenin și poți să-l înveți și limba rusă. Poți să-l înveți chiar învățat în limba ucraineană la grădiniță de copii. Dacă el e Lenin și nu vrea să înveți, n-a să știe. Așa e cu limba. Dar iată acum vedem alte tendințe în timpul nostru. Da? Noi venim cu ucraineni, studiați limba română. Prin Cernăuț, vreo 150-200 de oameni care sunt ucraineni, care învață limba română. De ce? Cum spunea domnul Nichitoș, au interes economic. Vreau să fii cetățenii României,
ca să devină europeni. Caut foarte aici nu. Alți ucraineni studiază limba poloneză mai bine cu mult, ca să devină cetățenii Poloniei, ca să se întâmple în Europa. Ceilalți învață limba maghiară, ungară, ca să tot așa se pătrundă. Să ne ies de spimea Europa. Noi declarăm că vrem în Europa, toată lumea își te învăța limbile europene, dar noi în timpul ăsta, o luăm înapoi, începem învăța limba ucraineană din clasa întâia și o luăm tot înapoi, înspre Ucraina și apoi spre Rusia, până să mergem la China. Și apoi trebuie să mergem în jurul globului pământesc ca să mergem în Europa. Deci noi n-am ales drumul cel mai drept înspre Europa. Acum a apărut o ordonanță a Ministrului Învățământului despre un experiment care se face în regiunea Cernăluț, regiunea Transcarpatică și regiunea Odessa. În ce constă experimentul acesta? Statuiți de profesorii din învățații din Europa, ei vreau să fac ca să fie studiată a doua limbă științifică. A doua limbă, pentru că astea școlile românești se face. Iată, Boian gimnaziu, în experimentul ăsta trăiește domnului din raion, și școala asta, liceul din Cernăuț. Deci, astea școli românești, cu, nu românești, cu limba de pedale, limba română, a obiectului. Ce spun europenii și ce-i scris în ordinul acesta? E scris așa, că sunt trei etape de studiere a limbii, a doua limbă. Prima etapă, asta copilul vine la școală și studiază în limba maternă, așa ești de acasă. Eu spus mama, eu spus tata, el știe. El când vin, gata știe că vaca e vacă, că bou e bou, că iarbă e iarbă, lapte, pâine. El este ca să le știe și înțelege care, da? Și iată, el vine la școală. Și îl întâlnește dânsul învățătoare, în clasă întâi, și spune bună ziua, pionere, flumă, ioare, uite, noi să învățați la noi la școală, avem o clasă luminoasă, și am să învățăm la citire, scrie, și el înțelege ce i-a spus drept, și voi că nu trebuie să înțelegeți ce i-a spus. Dar dacă vii totuși tot așa o învățătoare, cu mușic, cu ceară, da, cu ochi albaște și tot așa te invită, dobrei deni, заход, ти на зараз будемо рахувати, ми вам будемо читати, ви ще не сядаєш по тим дичам? Кам грєв. Я не дичі, що саванці, я ще дівно Європа спур. Прима перевага. Копілу треба сендец на дійма матерне. А кула дивсу сформя з гендіне, скрісу, сокотіту, toate noțiunile primare care trebuie să le însușească un om. Nu pur și simplu unile, un om. El între un om, el se socializează, el vine din copil și începe a vedea lumea. El înțelege în limba mamei lumea aceea. A doua etapă, tot în limba mamei, când el de-a își întărește cunoștințele și la dânsul se formează concepția despre lumea înconjurătoare. Și abia între a treia etapă, așa cum noi cândva am trecut, mai prin clasa 5-a, 10-a, da, 6-a, se fac aluzii, se fac paraleli cu a doua limbă. Poate să fie limba ucraineană, poate să fie franceză, ce ar fi, cu a doua limbă. Că atunci tu te bazezi cunoștințele tale. Cu vaca aceea, cum am spus, da? Cu vaca aceea. Ți-a corova, da? Da, gata, știu. Ce e vaca, ce e iarbă, trava și așa mai departe. Tu te ții de acum stabil, ferm, tu știi asta. Și atunci o compari cu alte limbi. Absolut toți învățații din lume, toți metodiștii din lume, noi doar am învățat pedagogie și psihologie cu profesorii dumneavoastră, toți absolut spun așa. Dar cineva le-a insuflat la părinți, la USAM din părinți, că hai să-l dăm în clasa întâia, deodată cu ucraineană. Și el pune în plicea Svetul și pune teatru pod căriso și numează căruța la vară. Înțelegeți? Iată, asta e adevărul științific care îl avem noi. De atâta, măcar voi să înțelegeți. Știți.
Trebuie păstrat limba noastră. Pe baza limbii noastre, noi putem însuși alte limbi. Uite, s-a auzit exemplul Cornelie Fiodorici. Eu când am spus nici într-o școală, azi vă spun romă în exemplu. Așa, ascultați de atent și îmi place. Eu am și eu un băiat, iar e mai mărișor, dar a terminat școala din Trăsăuți și a devenit doctor în științe istorice la 29 de ani. Deci, astăzi el e și profesor și șef de catedră la Institutul de Medicină din Cernăuți. Din școală din Trăsăuți. Dar și teza de candidat și de doctor, toate s-au apărat bazându-se pe limba română. El a scris despre etnografie române care a studiat Bucovina și scriitorii și așa mai departe. Iată, în copil, cum îți poate servi limba maternă la, ca să ajungi anumite niveluri în viață. Iată de ce noi astăzi am venit să vă dorim și să vă rugăm să iubiți limba noastră maternă și vă dorim succes în acest proces, să aveți mari rezultate în învățătură, nu așa cum la limba ucraineană, la chestia s-a avut. M-am mai întors la un exemplu. Eu iar anul trecut s-a dat test la limba ucraineană în toate școlile din Ucraina. În regiunea Cernăuți, eu am studiat, am analizat rezultatele la teste care s-au dat în școlile noastre, cu limba de predare română. Și m-am gândit așa, băi, ăștia care i-am gata ucrainizat școlile, cum istoriești, da? Aici a cât la limba ucraineană, eu trebuie și toți. Nu e. Școlile cu limba de predare română, mai bine o dat exact ăsta testul la limba ucraineană, decât așa cu clasă ucrainești. Dar pricina eu m-am spus care. Poți studia numai pe baza limbii tale. Ceea ce v-am povestit eu despre școli de Răzăna Hriboca. Succes! Da, băieți, succes la învățământ. Sfiți așa mai departe frumoși, ascultători, șoate este 60 de ani mici, copiii cu minți și babii frumoase nu sunt. Aici dați voi ca să adeu prima cunosc elevii, ca ai din ei, și-a spus că ciorul lui a devenit doctor în știință, doctor nauc, așa? Dar n-a spus așa, că e cel mai tânăr din Ucraina, doctor în știință, așa, primea în fiecare lună o leapă foarte mare pentru aceea că e cel mai tânăr doctor în știință din Ucraina. Așa e. Dragi copii, acum în încheierea și se apropie Sfintele Sărbători ale Paștelui, nu rămân decât să vă doresc un Paște norocos, frumos, adică bucurie, în suflete să aveți multă lumină și cât mai puține supărări și vouă și părinților voștri. Și un poem, fie mie, fie ție, fie nouă, cum vrea cel de sus. Ochii săi pictați cu rouă cântă slavă lui Iisus. Își ridică steaua înalturi, fața-i chipul luminos, înscris pe ceruri, în salturi, vestea înviat Hristos. Păsările-n crângă și cântă, trilurile în ritm voios, s-a produs minune sfântă, înviat Iisus Hristos. Lumea toată e bucuroasă, de e pace, de e război, în țara în care avem casă, fă ca să înviem și noi. Doamne, fă să se termine și acel haos nemilos, să putem striga în lumine că a înviat Iisus Hristos. Pacea să triumfe în toate și acum și peste ani, dă-le, Doamne, sănătate la prieteni și dușmani, ca între dânsi în omenie să răsune îndurerat un răsunet de vrednicie înviat cu adevărat.
dragii mei. Fie ca Andreea Mântuitorul nostru Iisus Hristos vă aducă fiecăruia bucurie în casă și în sufletele, fie ca părinții voștri să se bucure de fiecare pas al vostru, de fiecare succes, să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie și mulți, mulți ani fericiți în fața voastră și a copiilor vostri, când veți și voi mari ca noi și veți avea la rândul vostru copiii, nepoți și așa mai departe, transmiteți-le ca pe cea mai frumoasă comoare pe care o avem cu toții, limba noastră, cea română. Această limbă frumoasă care îi face mai nobili, mai frumoși, mai umani și, de ce nu, mai bine plăcuți Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Celui care ne apără și ne conduce pe viață. La mulți ani, dragii mei, să fiți sănătoși, fericiți și bucuroși. Mulțumesc! Aveți și chiar să-ți găsi foarte frumoase, pentru că cea mai frumoasă comoară pe care o avem noi din moși preoți, pe care de fapt unde e adunată toată înțelepciunea omenirii în cărți. Cărțile niciodată un prieten te poate trăda. Un prieten. Chiar o rudă de multe ori îți poate face un rău. O carte bună, încărcată de înțelepciune, care s-a adunat de-a lungul secolelor, niciodată nu o să vă trădeze. Din potrivă, dacă veți găsi cheița spre ea, veți învăța multe lucruri frumoase, înțelepte, care o să vă ajute în viață să deveniți oameni cu adevărat respectați, nu numai de către prieteni, de către rude, dar chiar și de dușmani. Că și un dușman, când vede că are în fața lui un om vrednic, demn, puternic și cu dreptate, vrei, nu vrei, îl respectă. Dați-mi voi din partea administrației, din partea colectivului și pedagogic și colectivului de elevi ca să vă duc cuvinte de mulțumire și domnului Vasile, domnului Corneliu, domnului Arcadi, pentru că ați găsit timp astăzi să veniți la noi, că ați avut dorința de a veni și la o întâlnire cu elevii noștri. Vă mulțumesc pentru cunoștințele care le-ați adus la cunoștința elevilor noștri azi, pentru emoțiile pozitive care le-am primit de la citirea poeziilor și sper că de azi înainte la lecțiile de literatură, la elevi, când ori avea poezie pe de rost, voi vedea nu numai rânduri învățate de pe de rost, dar ați cerca ca să cunoașteți sufletul poetului, ca să redați cu emoție poezia, versurile adică care le veți învăța și le veți spune. Vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru cadou care l-ați adus școlii. E un cadou într-adevăr foarte mare, cu atât mai foarte de preț, cu atât mai mult când școala se petrece acția podărui biblioteții knigul. Toți elevii, ne-am adresat la toți elevii ca să dăruiască care ce poate, dar am primit un cadou foarte mare, foarte de preț. Vă mulțumesc frumos. Și noi, doamne director, vă mulțumim și în primul rând vă mulțumim vouă, dați copii, extraordinar, atât de cuminți astăzi. Ați apărut și am văzut atât de ascultători, chiar nu vinea crede, că am fost și eu, el și-a dat și eu. Domn Vasile, tu, să nu-i de ochiam. Tu, bravo, vouă, suntem niște copii excelenți, doamne director, bravo, vouă, și aici aveți atât de